Aș dori să recitesc versetul 22 din Galateni, capitolul 5, textul din calendar pentru seara aceasta, care se potrivește cu ceea ce s-a predicat deja, una din roadele Duhului la care ne vom opri în seara aceasta, dar citesc versetul 22, care spune așa: roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine și credincioșia. Vă rog să reocupați locurile. Tema în seara aceasta este bunătatea, una din cele 9 roade ale Duhului, respectiv a cincea din cele 9, bunătatea. Dar înainte ca să intrăm în acest subiect, nu cred că ar fi potrivit să încheiem luna iunie fără să spunem câteva cuvinte despre luna aceasta, că astăzi se încheie cu ajutorul Domnului, mâine-i 1 iulie. Luna iunie pentru America și pentru Europa, pentru lumea civilizată și pentru câteva țări a Americii de Sud, a fost o lună a mândriei, luna mândriei, Pride, Pride Month. O lună în care lumea s-a mândrit, lumea s-a lăudat. Mândria este unul din cele 7 păcate cardinale. Mândria este o urciune în sine înaintea lui Dumnezeu și Biblia spune că cel care se mândrește va pieri. Mândria merge înaintea pieirii. Dumnezeu stă împotriva mândriei și la cei smeriți Dumnezeu le dă har. Lumea care se numește chiar creștină, parțial creștină, luna asta s-a mândrit. Adică a venit înaintea lui Dumnezeu cu mândrie, cu atitudine de laudă firească și pământească. Aș numi luna iunie, din punctul acesta de vedere, luna rușinii, luna urăciunii, luna în care oamenii au cerut blestem de la Dumnezeu, luna în care oamenii au întors spatele lui Dumnezeu și, așa cum predica fratele în seara aceasta, fratele Flavius, cum predica el, nu se lasă să fie batjocorit, sau în traducerea engleză simplu spune: Dumnezeu nu e batjocorit. Îmi place mai mult traducerea, e mai explicativă puțin în limba română: Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Iată că oamenii au căutat să-l batjocorească și să-l insulte pe Dumnezeu în luna iunie, prin primul păcat, care e păcatul mândriei. Oamenii s-au mândrit. Apoi întrebarea se pune: cu ce s-au mândrit? Că ori cu ce te-ai mândri ar fi păcat. Păcatul mândriei este păcat în sine. Oamenii n-au dreptul să vină înaintea lui Dumnezeu cu mândrie, doar în umilință, cu pocăință. Deci primul păcat, mândria. Și s-au mândrit oamenii. Al doilea păcat, cu ce s-au mândrit? S-au mândrit cu o urăciune. S-au mândrit cu un păcat scârbos, cum îl numește Scriptura. S-au mândrit cu inversiunea sexuală. S-au mândrit cu ceea ce Dumnezeu a pedepsit de-a lungul istoriei. S-au mândrit cu ceea ce Dumnezeu urăște, cu ceea ce Dumnezeu condamnă. Cu asta s-au mândrit oamenii. Am ajuns într-o vreme în istorie foarte, foarte ciudată, teribilă, la care nu puteam să ne imaginăm că lumea s-ar putea să ajungă la un astfel nivel de cădere. De când e lumea, oamenii au trăit în păcat. Frați și surori și tineri, vă rog, ascultați cu atenție. De când e lumea, oamenii au păcătuit.
Dar în păcat, oamenii cu pocăință au venit înaintea lui Dumnezeu. De când e lume, au fost bețivi, au fost curvari, au fost sodomiți, au fost oameni stricați, au fost hoți, au fost mincinoși. De când e lumea, păcatul a existat. Și de când e lumea, Dumnezeu și Evanghelia cheamă pe oameni la pocăință. Rar s-a întâmplat când oamenii s-au lăudat cu păcatul lor. La oameni le e rușine de păcat. Când oamenii păcătuiesc, se rușinează. Li se roșește obrazul. Dacă l-ai prins pe copil că a mințit, e rușine, îl vezi cum pleacă capul, e învățat că păcatul e o rușine, e o umilință. Și trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, trebuie să se pocăiască. De când e lumea a fost așa. De când e lumea, oamenii păcătoși au venit la biserică și acolo Dumnezeu le-a schimbat și le-a transformat viața prin pocăință. Au venit bețivi și au plecat acasă oameni transformați. Au venit curvari și au plecat acasă oameni transformați. Au venit hoți și mincinoși și au plecat acasă oameni transformați. Mai rare cazuri au fost, pentru că n-au fost așa de mulți, că au venit chiar homosexuali și au plecat acasă oameni transformați cu mintea înnoită. Dar acum trăim într-o vreme în care păcatul este îmbrățișat, păcatul este lăudat, cu păcatul oamenii se mândresc, se laudă. Mândria popoarelor a ajuns păcatul. Care va fi răspunsul lui Dumnezeu în următorii ani? În urma unei astfel de atitudini a oamenilor, frați și surori, să nu ne așteptăm la bine, fără pocăință. Istoria lui Israel ne arată clar, de fiecare dată când poporul lui Israel și-a întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu a pedepsit și a căutat să-l trezească. Chiar istoria creștinismului arată lucrul acesta. Când o țară a primit Evanghelia, a răspuns Evangheliei, a avut responsabilitatea să trăiască Evanghelia și cum poporul creștin a întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit să vină alte popoare să-l cotropească. Pentru ca oamenii să aibă șansa să se întoarcă la Dumnezeu. Despre Europa, aproape aș putea să spun cu siguranță că dacă nu se întoarce la Dumnezeu, va fi cotropită și fără război. Poate că nu în timpul vieții noastre, dacă Domnul nu întrerupe istoria, să întrerupă Domnul istoria, să vină Domnul să-și ducă biserica acasă. Dacă întârzie, dacă cumva mai durează încă o generație, două, Europa, dacă nu se întoarce, va cădea, va fi înghițită de alte popoare care nu slujesc Dumnezeului nostru, pentru ca poporul lui Dumnezeu să plătească în felul acesta. Cu America nu știm ce se va întâmpla, încă mai tragem speranță, încă ne mai rugăm să aibă loc o trezire, o întoarcere la Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat în luna iunie și ceea ce propun ei să se întâmple în fiecare an este o rușine, este o batjocură la Evanghelie, la adresa lui Dumnezeu, la adresa poporului creștin. De ce nu avem în întreaga lume luna Bibliei? De ce nu ridicăm un steag la Casa Albă pe care să fie Biblia, să spună luna Bibliei? Pentru că Biblia este cartea sfântă care a transformat sute de milioane și chiar miliarde de vieți de-a lungul istoriei. Nici o putere în lumea asta nu egalează puterea Evangheliei. Și sunt milioane de oameni care să declare lucrul ăsta, care spun, iubim Biblia, Biblia e cuvântul lui Dumnezeu care ne-a transformat. De ce nu avem o astfel de lună? Și un steag care să se ridice la toate centrele guvernamentale, la toate instituțiile, începând de la Casa Albă. De ce n-avem un steag care să onoreze creștinismul? Hai să spunem, creștinismul, să nu insultăm pe ceilalți. Dar în felul acesta, nu insultăm pe toată lumea cu minte, pe toată lumea serioasă, pe toată lumea care se teme de Dumnezeu.
Frați și surori, ceea ce vedem acum în lume nu e un lucru normal. Nu e normal, nici pe departe, nu e normal. Ceea ce face lumea în luna iunie cere blestem de la Dumnezeu. Privesc în fața lui Dumnezeu și îl insultă pe Dumnezeu și cuvântul sfânt. Și ce îmi pare rău, și ce îmi pare rău și pentru ce îmi sângerează inima și probabil și dumneavoastră, este că predicatorii și păstorii acestei țări, care au drept încă să vorbească, nu se ridică la toate amvoanele bisericilor. În fiecare duminică, în luna iunie, în fiecare duminică, să vorbească împotriva păcatului, să condamne păcatul, să judece păcatul, pentru că a plătit pentru păcat Hristos. Mesajul ăsta nu e împotriva oamenilor, e în favoarea oamenilor, e împotriva păcatului. Eu am văzut ce înseamnă în fața unei biserici să scrie cu culorile acestea ciudate, că și steagul se schimbă în fiecare lună, nu știu cine îl pune împreună, de aia că nu pot să cadă de acord exact cum să fie steagul, dar all welcome. Am văzut ce înseamnă. Când vezi o biserică în fața căruia e pus un semn nou în care scrie all are welcome, știți ce înseamnă lucrul ăsta? La noi e binevenit păcatul. Oamenii care trăiesc în păcat sunt bineveniți și să rămână așa, că nu vor fi condamnați, nu vor fi acuzați, nu vor fi corectați și îndreptați. All are welcome. Ceea ce putem noi spune în seara asta, frați și surori, din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu, yes, toți oamenii sunt bineveniți în casa lui Dumnezeu, dar păcatul nu-i binevenit. Păcatul trebuie să fie acuzat, să fie condamnat, să fie adus la cruce și omul să se lase de păcatul lui, cel rău să se lase de căile lui și astfel să se îndrepte. Și asta e valabil pentru noi toți, indiferent de păcatul pe care îl comitem, că e mai mic sau că e mai mare. Yes, și în casa lui Dumnezeu, în biserica aceasta, toți oamenii sunt bineveniți, dar sunt bineveniți ca să-și lase păcatul la crucea Domnului Iisus Hristos și să fie transformați de puterea Evangheliei. Domnul să binecuvintească. Ne rugăm pentru America, fraților. Ne rugăm pentru lumea civilizată. Că lucruri bune nu pot să vină. De ce? Pentru că oamenii, în loc să caute binecuvântare, cer blestem. Când oamenii caută binecuvântare și cer binecuvântare, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă poporul meu se va smeri, dacă poporul meu se va smeri, dacă poporul meu se va ruga, atunci Dumnezeu va binecuvânta. Acum poporul se mândrește și se mândrește cu cel mai scârbos păcat posibil. Cu asta se mândrește lumea. Asta înseamnă că lumea își cere blestem. Dumnezeu să binecuvinteze biserica lui și poporul lui. Îmi pare rău de introducerea lungă, dar n-am vrut să încheiem luna iunie fără ca noi, ca popor al lui Dumnezeu și predicator, să n-avem un cuvânt de spus la ceea ce se întâmplă în lume, pentru că noi și copiii noștri trăiesc în lume. Și dacă noi nu vorbim împotrivă și dacă noi nu vorbim biblic și scriptural despre ceea ce se întâmplă în lume, copiii noștri și tineri încet, încet încep să accepte, încep să se gândească la faptul că e normal, că așa e lumea, că trebuie să fii mai toleranți, că trebuie să fii mai îngăduitor, că trebuie să... Cum trebuie să fii față de păcat? Am citit din nou din Corinteni despre cel care a păcătuit și nici măcar n-a avut un astfel de păcat chiar așa de grav, că a trăit cu nevasta tatălui său. Nu a fost mama lui, a fost o... Probabil că mama lui a murit și tata lui și-a luat o altă nevastă și el a trăit și spune, voi v-ați spălit afară din mijlocul vostru, după trupul lui să fie dat pe mâna satanei, să fie pedepsit omul acela în trup, ca să aibă șansă să se întoarcă la Dumnezeu. Nu se tolerează așa ceva, nu se acceptă așa ceva. Dumnezeu să ne binecuvinteze, nu cumva să fie un anestezic diavolesc din lumea asta, un pic de injecție care să ne amorțească, să ne adoarmă, prin care să acceptăm că ar fi normal.
nu este normal așa ceva, nu este natural așa ceva, nu este biblic așa ceva, nu este dumnezeiesc așa ceva. Dumnezeu să aibă milă de America. Dar în continuare vorbim despre bunătate, vorbim despre ceva frumos. Acum am vorbit despre ce face lumea și noi nu trebuie să facem, dar acum trebuie să vorbim despre ce ar trebui să facem. A cincea roadă a Duhului este bunătatea. Darurile Duhului am considerat că sunt ceea ce Duhul Sfânt face sau manifestă prin noi. Duhul manifestă prin noi. Roada este ce noi facem sau manifestăm prin Duhul Sfânt. Nu-i de la noi, nu-i prin puterea noastră, dar ceea ce noi facem. Darul este ceea ce Duhul face prin noi, roada este ceea ce noi facem prin Duhul. Despre oameni, Domnul Iisus spune că nimeni nu-i bun. Nimeni nu e bun decât Tatăl Ceresc. Marcu 10, 17 și 18. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul a zis: pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus: nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Deci nu este niciun om bun. Mă gândesc că interpretarea e că în contrast cu Dumnezeu, în raport cu Dumnezeu, nimeni nu-i bun. Noi prin natura noastră suntem răi. Totuși, a urmări bunătatea și a produce bunătate este o roadă a Duhului, este o calitate dumnezeiască, adică un rezultat al Duhului care lucrează în noi. Privim în lume și vedem cât de rea e, cât de iritată e lumea, cât de nervoasă e lumea, cât de grăbită e lumea, cât de pretențioasă e lumea. Călătoresc în fiecare zi ca și dumneavoastră. Și eu când călătoresc îmi place să dau atenție, îmi place să analizez oamenii, îmi place să mă uit, să văd ce se întâmplă, de ce unii procedează într-un fel și alții într-alt fel. Și rămân uimit cât de răi sunt oamenii și cât de pretențioși sunt oamenii. Dacă vrei să schimbi linia pe care te duci și cineva crede că ești prea aproape de el, ăla are impresia că i-ai luat împărăția lui. Să te păzească Domnul să te bagi în față la unul care, noi folosim expresia, cu cap s-a pusă. Sau în pedos, sau în prostă dispoziție. Și sunt foarte mulți acum. Pleacă nervoși de acasă. Și fiecare crede că e drumul lui. E drumul lui. Dacă ai pus frână, de ce ai pus frână? Dacă te-ai băgat în față, de ce te-ai băgat în față? Și am încercat și încerc pe drum să fiu foarte atent, să dau loc la toată lumea, să încetinesc când pot, să-i las să intre în fața mea, să nu am treabă cu nimeni pe drum, să nu se supere nimeni pe mine. Dar vrând nevrând, fără să-ți dai seama, cineva are impresia că ești prea aproape și vine, numai trece pe lângă tine, apasă pe accelerator, așa la 6 inci, ca să-ți arate că tu i-ai luat ceva din dreptul lui, parcă freeway-ul ar fi a lui. Clacionează, te salută cu degetul, vorbește și în toate felurile. Și am zis: măi, am fost în Japonia 7 zile și n-am auzit un claxon, n-am văzut un accident, n-am văzut 2 oameni care să se certe. Măi, oamenii ar putea să fie civilizați, ar putea să fie. Unde-i bunătatea aceea? Unde-i îngăduința aceea? Fraților, e pentru noi. Vă spun, și noi pe drum uneori nu prea suntem pocăiți. Adu-ți aminte când te-ai supărat, când ai strigat după unul: bă, ce te bagi așa? Bă, dormi, bă, de ce n-ai grijă? Dar de ce? Dar poate că omul n-o știut, n-o băgat de seamă. În fiecare zi cineva se bagă în fața mea, dar nu odată. Sunt uneori cu soția, măi, se oprește la stop, așteaptă până mă apropii, că el se putea băga din timp. Dar așteaptă până mă apropii și după aceea se bagă, să pot pune piciorul pe frână și păzesc, ocolesc accidente aproape în fiecare zi.
Și mă uit și zic, poate că omul n-o băgat de seamă, poate că a fost la telefon, de ce să-l condamn, de ce să mă supăr pe el, de ce să-mi stric ziua? Mă duc mai departe. Frați și surori, bunătatea, mesajul bunătății pentru noi, pentru că am uitat de asta. Acasă, de când ieșim afară din casă, la servicii, oriunde, între oameni și între frați și surori, bunătatea e pentru noi. Din dicționar, bunătatea este însușirea de a fi bun, înclinarea de a face bine. Prin extensiune, blândețe, bunețe, milă, îndurare, îngăduință. Toate acestea sunt calități de care noi avem nevoie și încorporează în ele însele bunătatea. Acum, înainte ca să trecem să vedem pe scurt ce spune Biblia despre bunătate și cum definește Biblia bunătate, un exemplu ca și o avertizare și ca și o atenție că bunătatea noastră sau bunătatea ta poate să fie abuzată de cineva și trebuie să ai grijă în contextul în care te găsești să nu cumva să-ți așezi singur o capcană. Am stat de vorbă mulți ani în urmă cu un frate care împreună cu un alt frate au cumpărat o clădire cu peste 30 de apartamente și au devenit proprietari. Și unul dintre cei doi parteneri era în fiecare zi acolo, avea grijă de apartamente, colecta chiriile, făcea reparații și avea grijă, întreținea. Unii dintre dumneavoastră aveți apartamente și știți ce înseamnă lucrul ăsta. Ei, fratele acesta, din zelul lui, din dorința lui de a evangheliza oamenii, la fiecare chiriaș s-a prezentat și a spus că e nou proprietar și că e născut din nou, că e credincios, că e pocăit, că e om de treabă, că e om bun și că e acolo ca să-i slujească și să le servească oamenilor când au nevoie. Na, el a făcut bine intenționat lucrul ăsta, că ai zice așa trebuie să fii un om pocăit. Ce s-a întâmplat? A venit data de 1 când oamenii trebuie să plătească chiria. Până în data de 5 nu plătise nimeni chiria. Până în data de 10 s-a mai chinuit, a mers la unul, la altul, plăti vreo 2-3 chiria. O mers la partenerul lui, mă frate, nu, ăștia nu plătesc chiria, nu știu ce s-a întâmplat. Păi dar ce le-ai spus la oameni? Păi le-am spus că eu sunt bun, sunt pocăit, eu predic Evanghelia, că eu slujesc oamenii și fiecare a venit cu o poveste. Fiecare dintre ei. Păi să vezi că eu am 4 copii, păi să vezi că nevastă mea e bolnavă, păi să vezi că m-am lovit la deget, păi să vezi. Și fiecare a avut o explicație. Și o să zic, ce să fac acum? Păi te duci înapoi și spui că tu de fapt ești numai manager acolo și că ai un alt șef și că cu pocăința ta nu poți să mergi la bancă și la bancă să-i spui, auziți, nu pot să vă fac payment-ul luna asta pentru că eu sunt pocăit și că ar trebui să fiți îngăduitor cu mine că oamenii nu-mi plătesc chirie. Zic, vezi, trebuie să ai grijă. Însă anumite contexte în care oamenii abuzează, nu? Nu a venit niciunul ca să zică, vin la biserică cu tine, dar fiecare o zis, nu mă ierți luna asta de chirie, dacă ești om bun, dacă ești om de treabă. Atenție, oriunde ai fi, trebuie să te rogi, trebuie să ceri lumină de la Dumnezeu, dar trebuie să ai grijă că bunătatea ta poate să fie abuzată de cineva care are interese doar să câștige și după aceea tu pierzi și după aceea tu trebuie să te rogi, să postezi, să ceri de la Dumnezeu îndurare și înțelepciune cum să ieși din problema respectivă. Asta nu ne absolvește, exemplul acesta nu ne absolvește de obligația pe care o avem de a fi bun și de a fi îngăduitor. Dar în anumite domenii trebuie să avem grijă cum procedăm. Bunătate, din punct de vedere biblic, înseamnă har. Bunătate înseamnă har. Adică înlocuirea pedepsei cu iertare, reabilitare și părtășie. Iertare, reabilitare și părtășie. În 2 Samuel 9, 3-7, găsim cel mai grăitor exemplu din Scriptură, mai ales din Vechiul Testament, care vorbește despre bunătate. Împăratul David
a ajuns pe tron, după tradiție, după obicei, în orice împărăție, împăratul nou care a ajuns pe tron, dacă e dintr-o altă seminție, dacă e dintr-un alt neam de oameni, diferit de împăratul care a fost înainte, el trebuie să elimine pe toți cei care au rămas în viață din sămânța, din neamul vechiului împărat, ca să-și protejeze tronul. Împăratul David spune așa: nu mai este nimeni din casa lui Saul, din neamul lui Saul, care a fost împărat, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Versetul 6: și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. Și David i-a zis: Mefiboset. Și el a răspuns: iată robul tău. David i-a zis: nu te teme. Înfricat, cu sângele înghețat în el, a venit Mefiboset la David să vadă ce se va întâmpla cu el. Nu te teme, i-a zis David, căci vreau să-ți fac bine. Vreau să mă port cu tine cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. Te iert, te reabilitez și te aduc la masa mea. Nu asta a făcut Dumnezeu cu noi? Nu asta a făcut Dumnezeu cu noi? Ne-a iertat, ne-a reabilitat, adică ne-a dat dreptul de fii pe care l-am pierdut prin Adam. Ne-a iertat de păcate, ne-a reabilitat, ne-a dat dreptul și numele de fii și ne-a introdus în împărtășie cu el, ne-a adus la masa lui. Extraordinar! Asta este bunătatea lui Dumnezeu. Așa e ce greu e pentru noi dacă cineva ne-a supărat, ne-a făcut un rău, de iertat îl mai iertăm cumva. Te forțezi, te ajută Dumnezeu, te obligă Dumnezeu, chiar dacă nu vrei, te obligă rugăciunea Tatăl nostru. Iartă-mă, Doamne, așa cum iert și eu și n-am ce să fac, trebuie să iert. Mai forțat, mai de musai, mai bucuros, ierți. Dacă a să reabilitezi, asta înseamnă să-l tratezi pe om ca și cum n-ar fi făcut niciodată nimic greșit și apoi să-l aduci din nou la masă în părtășie, să zici: hai să mergem la lunch, la dinner, la o cafea, la un ceai, la o părtășie. Asta e un pic mai greu. Asta e un pic mai greu. Dar asta e bunătatea lui Dumnezeu: iertare, reabilitare și părtășie. Asta e bunătatea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Apoi, bunătatea înseamnă opusul mâniei și altor păcate asemănătoare. Vă rog, urmăriți în Efeseni 4:31: amărăciune, iuțială, mânie, strigare, clevetire și orice fel de răutate, ce să facem cu ele? Să piară. Să piară din mijlocul nostru, în mijlocul familiei noastre, în mijlocul caselor noastre, în mijlocul copiilor noștri. Pentru mine cel mai greu a fost strigarea. Pentru mine. M-am luptat toată viața și tinerețea. Ziceam: Doamne, amărăciunea trece, iuțiala și asta, punem piciorul pe frână, mânia n-avem voie. Strigare: Doamne, cum să scap de asta? Că cu mai mulți copii în casă îi spui la copil: mă, ai grijă. Și nu te bagă în seamă. Și îi spui a doua oară: mă, ai grijă. Și nu te bagă în seamă. Îi spui a treia oară: ai grijă, mă, nu te bagă în seamă. Și nu te bagă în seamă numai când strigi, numai când ți-ai ridicat tonul. Și eu de multe ori m-am trezit că trebuie să strig. Ziceam odată încet, de două ori încet, de trei ori încet, a patra oară strigam. Că ziceam: nu auzea. Și când strigam, auzea. Să nu se supere fetele.
Pe mine că acum le-a venit lor rândul. Acum eu nu mai trebuie. Dar eram întotdeauna condamnat și îngrijorat, ori de câte ori citeam acolo, Doamne, oare nu păcătuiesc împotriva Ta? Că n-ar trebui să strig. N-ar trebui. Doamne, dă mai multă răbdare. Să zic de trei ori încet și a patra oară să-l iau pe copil de ureche, să-l trag deoparte și tot frumos să vorbesc cu el. Mă, dar pentru asta trebuie timp, energie, mă. Mă chinui atâta, dar am strigat odată și am rezolvat problema. Frați și surori, amărăciune, iuțeală, mânie, strigare, clevetire și orice răutate să piară din mijlocul vostru și ascultați în antiteză. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Deci ceea ce am citit înainte e opusul bunătății. Dimpotrivă, nu faceți lucrurile astea. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Deci omul bun nu păstrează amărăciune, nu e iute, nu se mânie, nu strigă, nu clevetește, nu manifestă răutate. Asta înseamnă a fi bun. Atenție la atitudine, frați și surori. Și acolo, din cauza mâniei, din cauza temperamentului, și am înțeles, nu suntem toți la fel. Eu în firea mea, din firea mea sunt foarte iute. Din firea mea. Și am fost foarte aspru, mai ales când am crescut ca și copil. Și așa am moștenit. De o viață mă lupt ca să fiu mai blând, mai liniștit, mai răbdător. Și probabil că până mă ia Domnul acasă, o să ajung acolo unde vreau să ajung. Dar încă tot am luptat și mă lupt și o să continui să mă lupt. Dar lupta asta trebuie dusă, fraților. Și nu se poate, numai expresia pe care o folosești, cu copii și cu nepoți. Și acum când am fost plecați, așa s-a întâmplat în perioada asta. Dimineața aveam studiu biblic și am făcut studiu biblic la Roada Duhului. Am făcut cu copii, cu nepoții, studiu biblic la Roada Duhului. Și am folosit în continuu expresia, copii cu piciorul pe frână, cu piciorul pe frână. Voi nu conduceți încă. Vă nu conduceți, dar la bicicletă știți, trebuie să fii tot timpul, să ții frâna sub control. Că dacă n-ai grijă de frână, te duci și dai în perete, dai în copac, te nenorocești, te pierzi cu piciorul pe frână, în continuu. Și acum avem expresia asta, ai grijă, unde ți-e frâna? Unde-i frâna? Când îl vezi pe un copil că iese afară, când îl vezi pe un adult că și iese din fire, sau mai corect că intră în fire, iese din duh și intră în fire. Când vezi că e nervos, e agitat, frate, piciorul pe frână, haideți, hai să fim buni, hai să fim îngăditori, hai să fim atenți, pentru că ne cere Biblia lucrul ăsta. E o roadă a Duhului, roada firii e opusul roadei Duhului. Și apoi ne-am oprit la cele 10 porunci care merg mână în mână. Bunătatea înseamnă opusul mâniei și altor păcate. Bunătatea înseamnă frumusețe în al treilea rând sau atracție. Proverbe 19:22, îmi place foarte mult traducerea în limba română a lui Cornilescu. Ceea ce face farmecul, în engleză e ceea ce-i de dorit, ceea ce-i de dorit, ceea ce-i de căutat, ceea ce-i de aspirat. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Ascultați-mă, fetelor, când căutați să vă măritați, primul lucru la care să vă uitați, să vedeți dacă e un om bun. Să vedeți dacă e un om bun. Să vedeți dacă e agitat, dacă e nervos, dacă strigă prea tare, dacă se agită prea tare, aveți grijă, va trebui multă, multă rugăciune și răbdare. Pentru că după ce te-ai căsătorit, frumusețea și banii și alte lucruri au puțină valoare. Ceea ce de dorit într-un om și valabil și la băieți. Băieți, aveți grijă, aveți grijă. Că o să trageți mult, o să fie greu de dus.
Ceea ce-i de dorit într-un om este bunătatea lui. Omul să fie bun, să fie îngăduitor, să fie răbdător, să fie iertător, să manifeste această roadă a Duhului. În familie, în căsătorie, lucrul ăsta e extraordinar de important. Și cei care sunteți căsătoriți, acum nu trebuie să ridicați mâna cu cine v-ați căsătorit și cum. Fiecare vă duceți crucea așa cum aveți, sau dați slavă lui Dumnezeu. Dacă de partea cealaltă e cineva care știe să ierte, e blând, e liniștit, e tăcut, e îngăduitor și așa mai departe. Domnul să vă ajute și să ne ajute pe toți. Dar bunătate e frumusețe. Asta e frumusețea adevărată. Și în al patrulea și în ultimul rând, bunătate înseamnă bine pentru rău. Asta e greu. Știți de ce e greu? Că la unii e foarte greu să facă bine pentru bine. Bine pentru bine. Dar să faci bine când ți s-a făcut rău, asta e aproape imposibil. Dar prin Duhul Sfânt și prin prelucrarea pe care ne-o face Cuvântul lui Dumnezeu în inimă, lucrul ăsta se poate. Dacă cineva ți-a făcut rău, caută să faci bine. Roman 12:21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie sau biruiește în termeni mai vechi, răul prin bine. Nu te lăsa biruit de rău. Adică nu fă rău când ți se face rău. Explică în versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. E normal, e natural să faci la cineva rău. Și-o dat cineva o palmă, să-i dai și tu înapoi. Și unii dau două înapoi. Dacă o primit o palmă, o dat două sau nouă înapoi, ca să fie sigur că ai primit mesajul, că ai dat o palmă. Biblia spune, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. 1 Petru 3:9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. E ușor? Nu este ușor în firea pământească, dar este posibil prin Duhul. Este posibil când lăsăm ca Duhul să rodească în noi. M-am gândit că, fără să intru în politic, o să prindeți mesajul. M-am gândit că dacă ajunge Trump președinte, să dea Domnul să ajungă, să mai dea un respiro Americii în 4 ani de zile, dar dacă ajunge Trump președinte și mi-ar cere sfatul, eu i-aș spune primul lucru pe care să-l facă, să-i ofere pardon la băiatul lui Biden. Băiatul lui Biden care e în trouble. Când Trump ajunge la președinție, se semnează pardon, se spună, lăsați-l pe omul ăsta în pace. Asta e primul lucru care eu l-aș recomanda să-l facă. Asta ar fi o manifestare a bunătății, asta ar fi o răzbunare. Așa se răzbună oamenii lui Dumnezeu. M-am bucurat când a zis, cum o să te răzbuni? Cum o să te răzbuni? Cam auzit că o să te răzbuni. Și el a zis, o să mă răzbun prin succesul pe care o să-l aibă țara. Prin progresul pe care o să-l aibă țara. Știți cum se răzbună copiii lui Dumnezeu? Prin binele pe care îl fac. Copiii lui Dumnezeu, așa se răzbună. Vrei să te răzbuni pe cineva? Fă-i bine! Vrei să te răzbuni pe cineva? Binecuvintează-l! Vrei să te răzbuni pe cineva? Roagă-te pentru el! Așa se răzbună, dacă putem folosi în ghilimele termenul acesta. Așa se răzbună copiii lui Dumnezeu. Probabil ați auzit de întâmplarea asta. Sunt sigur că s-a întâmplat și poate nu într-un loc și poate nu așa. Poate că s-a întâmplat diferit. Un credincios a avut un vecin tare împietrit și tare rău și îi făcea în ciudă, tot îi arunca în grădina lui, când făcea curat, îi arunca din gunoiul lui în grădina lui. Credinciosul nostru, ce să faci?
probabil că fiecare dintre dumneavoastră aș fi zis, bă, cumva trebuie să pun capăt la treaba asta. Credinciosul nostru strângea întotdeauna gunoiul care l-a trimis și într-o zi de toamnă o zis, am să mă răzbun pe vecinul meu. O lua cele mai frumoase mere din grădina lui, le-o pus într-un coș și coșul ăsta l-o pus în grădina vecinului. Și-o zis, asta e pentru tine și familia ta, Domnul să te binecuvinteze. Tu mi-ai pus gunoi în grădină, eu îți pun primele roade. Ce părere aveți? Care a fost reacția vecinului fără Dumnezeu? Nu e asta cea mai frumoasă răzbunare? Nu e asta cea mai bună răzbunare? Nu așa înveți pe un om cea mai bună lecție dumnezeiască, duhovnicească? Doamne, ajută-ne! Suntem chemați să rodim bunătate. Și toți avem nevoie de mai multă bunătate. Amin.